În cursul lunii noiembrie 2021 s-a efectuat un număr de 35 de controle, în urma cărora s-au aplicat 18 sancțiuni, din care 12 avertizmente, 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 110.200 de lei. Acțiunile de verificare au fost efectuate la nivelul întregului județ și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentare a condițiilor de înregistrare, autorizare și funcționarea unităților, a modului de întreținere și igienizare a spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime și a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului, se specifică în comunicatul de presă publicat pe site-ul DSVSA Brașov. În continuare, controlele efectuate de inspectori au ca obiectiv principal prevenirea apariției toxinfecțiilor alimentare în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. De asemenea, la DSVSA Brașov și la circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale din teritoriu, cât și de către medicii veterinari de liberă practică, se asigură efectuarea examenului trichineloscopic pentru carne de porc cu un program de permanență atât la sediul DSVSA cât și la sediul din teritoriu pentru efectuarea examenelor trichineloscopice. Controlele inspectorilor sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine animale se realizează în baza programului de supraveghere și control pentru anul 2021, controle oficiale ce vizează carnea de pasăre provenită din Polonia și carnea de porc în contextul pestei porcine africane și se realizează la operatorii din industria alimentară care își desfășoară activitatea în domenii precum carmangerii, măcelării, super sau hipermarketuri, depozite alimentare. Dorința guvernului ca toți elevii să fie testați non-invaziv cu teste de salivă rămâne deocamdată la stadiul de intenție. Cu două zile înainte de data la care ar trebui livrate testele de salivă în școli, apar noi probleme după ce o parte dintre firmele care au câștigat licitația s-au retras imediat după semnarea acordului cadru. Din cele 9 milioane de teste din primul lot care trebuie livrat, în școlile din România vor ajunge săptămâna aceasta doar 5 milioane, așa că rămâne de văzut cum vor fi distribuite aceste teste pentru ca ele să ajungă la cât mai mulți copii din toată țara. S-a ajuns la această situație pentru că o parte din firmele care au participat la licitație s-au retras, pe motiv că în momentul de față nu mai au aceeași putere de cumpărare ca în momentul în care a fost demarată licitația. Prețul de achiziție al testelor între timp a crescut. În plus, firmele care au rămas să onoreze acest contract nu pot în momentul de față să asigure transportul acestor teste din China, care este țara de origine, către România. Cel mai recent termen avansat de către autorități, atât din educație cât și din sănătate, era pentru miercuri 24 noiembrie, dar din cauza situației prezentate mai sus, testele vor ajunge în școli abia vineri, 26 noiembrie, deci prima testare a celor mici s-ar putea face abia săptămâna viitoare, din 29 noiembrie. Cum guvernul a stabilit că această zi este liberă, primele teste de salivă ar urma să se facă așadar din 2 decembrie. Testarea se poate face atât acasă de către părinți, cât și în unitatea de învățământ, caz în care ar fi necesară completarea unui formular de liber consimțământ din partea părinților. Primăria Făgăraș a anunțat cum se va desfășura programul manifestărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă. Ca și anul trecut, evenimentele se vor desfășura fără spectatori. Startul sărbătorilor de iarnă se va da în seara de 5 decembrie cu ocazia aprinderii iluminatului festiv. Acest moment va putea fi urmărit în direct dacă vă aflați pe stradă în acele clipe, dar și pe pagina de Facebook a primăriei Făgăraș. În parcul din centrul orașului dulciurile vor colora bradul, iar lângă el se va afla renul Rudolf, care vine cu sania moșului. În apropiere, ursul Teddy îmbrăcat în costum de Moș Crăciun va întregi atmosfera. Nu doar în centru vom simți atmosfera sărbătorilor de iarnă. Restul orașului va fi cuprins de o atmosferă călduroasă datorată aranjamentului cu becuri care degajă o lumină alb caldă. Forme retro strălucitoare vor înfrumuseța stâlpii stradali, iar în sensurile giratorii vor fi amplasate diverse fântâni de lumină. Luminițele de sărbători vor colora și străzile din toate cartierele. Cum a fost stabilit încă de anii trecuți, nu vor fi achiziționați brazi tăiați, ci vor fi împodobiți cei plantați pe domeniul public. Datorită faptului că nici în acest an nu vor fi evenimente organizate, gen spectacole la scenă sau alte evenimente care implică spectatori, nu vor fi necesare restricții speciale în zona centrală.
690.300 de doze de vaccin produs de Pfizer-BioNTech au ajuns luni în țară. Vaccinurile au fost livrate pe cale aeriană și au sosit pe aeroportul din Otopeni. Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe cale terestră. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță, în containere speciale cu gheață carbonică și folie etanșă. Astfel, procesul de vaccinare continuă atât în centrele din București cât și din țară, dozele fiind distribuite după cum urmează. Centrul Național de Stocare București, 503.100 de doze. Centrul Regional de Depozitare Constanța, 35.100 de doze. Centrul Regional de Depozitare Brașov, 81.900 de doze. Și Centrul Regional de Depozitare Iași, 70.200 de doze. Până la acest moment, țara noastră a recepționat 16.982.699 de doze de vaccin produse de compania Pfizer, iar 10.890.305 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației.